Școala gimnazială Mircea Vodă din Călăraș a încheiat o nouă ediție a proiectului Nouă ne pasă. Anul acesta, cei implicați au reușit să strângă suma de peste 20.000 de lei, bani ce vor fi dotați pentru dotarea cu o cameră senzorială a școlii speciale numărul 1 din Călăraș. Evenimentul s-a desfășurat de această dată pe scena din curtea școlii Mircea Vodă. Doamna director, dați-ne câteva informații despre evenimentul derulat astăzi în școala dumneavoastră. Evenimentul de astăzi este unul extrem de emoționant pentru că este un proiect de suflet, așa cum l-a numit întotdeauna, proiectul de suflet al școlii gimnaziale Mircea Vodă, Nouă ne pasă. Este un proiect care a debutat în anul 2015. A fost un proiect care a plecat din dragoste pentru oameni, pentru comunitate și din dorința de a-i învăța pe elevii noștri că trebuie să fie bun, să doneze și să întindă o mână de ajutor atunci când cineva are nevoie. Tocmai de aceea, începând cu 2015, am pornit timid în acest drum, anevoios este adevărat la început, un drum care a necesitat multă muncă până la momentul în care proiectul Nouă ne pasă a crescut, s-a făcut mare și a urcat așa treaptă cu treaptă în calendarul activităților județene, regionale, iar în anul școlar 2019-2020, înainte de pandemie, în calendarul activităților naționale. Ceea ce vreau să vă spun este că, deși proiectul pare că este făcut așa doar din cântec și din joc la final, munca din spate este cea care îl susține și este cea care ne-a unit pe noi și ne-a sudat așa ca grup aici la școală, ca echipă, pentru că proiectul se derulează pe parcursul mai multor luni. El începe undeva în luna octombrie, continuă cu realizarea de globulețe și de mărțișoare pe care noi și elevii școlii le vindem. Toți bănuții pe care îi strângem sunt donați unei cauze pe care o stabilim încă de la început, în momentul în care scriem proiectul. Și iată că ușor, ușor, începând cu anul 2015, și participanții au fost din ce în ce mai mulți, toți cei care s-au implicat, numărul lor a fost din ce în ce mai mare, sumele strânse au fost din ce în ce mai mari și am putut să ne implicăm în lucruri extraordinare, cum ar fi aparatură performantă la secția de neonatologie a Spitalului Județean, aparatură la Centrul de Transfuzii Sangvine Călăraș și iată acum strângem suma aceasta pentru școala gimnazială specială numărul 1 Călăraș. Ei doresc să reușească la un moment dat să aibă o cameră senzorială pentru copiii de acolo. Noi am reușit în momentul acesta să strângem 200 de milioane, chiar și cu pandemie, chiar și cu toate greutățile pe care le-am întâmpinat. De fiecare dată acest proiect se încheia în luna aprilie, în preajma sărbătorilor pascale, la sala Barbu Știrbei, sală care în ultimii 2-3 ani devenise neîncăpătoare, pentru că participau toate școlile din municipiu și din județ, iar această uniune de forțe era la un moment dat ieșită din comun, pentru că am apreciat foarte mult efortul cadrelor didactice care veneau chiar și din județ cu autocarele pline de copii ca să urce pe scenă pentru câteva minute, să cânte, să danseze pentru cauza noastră și să doneze bănuții pe care îi strânseseră. Așadar, reușeam să atingem și coarda sensibilă a celor care iubesc partea aceasta artistică, dar reușeam să strângem și suma de bani necesară pe care ne-o propusesem. Proiectul nostru anul acesta se încheie aici, în curtea școlii Mircea Vodă, pe scena școlii Mircea Vodă, pentru că de aici a plecat, de fapt, și ideea și munca. Ceea ce vreau să spun este că pe parcurs, în fiecare an, ni s-au alăturat alte și alte organizații, oameni de suflet care au donat. Sunt zeci, sute
Dacă aș începe să enumăr, cu siguranță aș uita pe cineva și nu aș vrea. Dar noi îi știm pe toți cei care ne-au fost alături, de la cei mai mici, care au pus în urnă acolo un leu sau 5 lei, până la cei mai mari, care au dat și 1000 de lei și care ne-au ajutat în acest proiect. Aveți persoane care ați plecat la drum în 2015 și sunt și în momentul de față alături de dumneavoastră în acest proiect? Da, am plecat la drum, în afară de colegii mei, bineînțeles, și de elevii noștri, cu Academia de Arte Frumoase Daniel Iordăchioaie. Domnul Iordăchioaie a fost cel care a venit cu ideea spectacolelor, noi am venit cu ideea umanitară și din această poveste a ieșit ceva frumos. Iar dacă în 2015 sala Barbu Știrbei era așa pe jumătate plină, să spunem, în 2019, ultimul an în care am reușit să facem spectacolul la sala Barbu Știrbei, așa cum spuneam, sala era neîncăpătoare. La un moment dat, prin iarnă, primeam noi telefoane de la școlile din județ care doreau să participe la acest moment și lucrul acesta ne-a bucurat extrem de mult, pentru că reușeam să-i aducem la un loc pe toți pe aceeași scenă și toți luptam pentru același țel, aveam același scop. Cum s-a derulat programul într-un an foarte greu, într-un an de pandemie, un an neprevăzut, nimeni nu știa la ce să ne așteptăm, un an în care nu v-ați putut întâlni la sala Barbu Știrbei, copiii nu au putut participa? Cât de dificil a fost pentru dumneavoastră? Am mers cu mărțișoarele în școli și în tot orașul. Am trimis mărțișoare și prin poștă în țară, dar și tablouri, pentru că copiii noștri au pictat și copiii de la celelalte școli pictau și vindeam aceste tablouri. Problema într-un an de pandemie a fost că ne-a fost greu să strângem suma de bani pe care trebuia, ne-o propusesem. Problema a fost că anul trecut, în luna martie, pe 7 martie, dacă nu mă înșel, s-au închis școlile, mărțișoarele erau date, bănuții nu erau recuperați, speranța că se vor deschide și că vom putea face acel spectacol umanitar deja se stingea așa pe zi ce trece. Ne era teamă să mai facem absolut orice acțiune și atunci ne-am gândit că vom încheia proiectul la un moment oportun. Au început din nou școlile în septembrie 2020, la fel cu teamă, cu măști, cu interdicții, s-au închis din nou școlile în toamnă, din nou n-am reușit să facem această încheiere de proiect. Iar în primăvara lui 2021 am zis că este momentul să adunăm toți bănuții pe care îi aveam în oraș, în județ și să tragem linie. Pentru că a trecut și Paștele acesta și eram tot în vacanță, eram tot cu școala închisă, am decis că acesta este momentul oportun să facem această încheiere de proiect. Am invitat-o pe doamna director de la Școala Gimnazială Specială, astăzi va fi alături de noi. Simt în elevii noștri bucuria de a petrece și de a face activități de genul acesta, pentru că noi așa am învățat să împletească și ceea ce învață la clasă cu activitățile extrașcolare. În ultimii ani am pus foarte mult preț pe aceste activități care îi relaxează pe copii și de ce nu îi fac să fie chiar mai buni în clasă. Probabil au și mare nevoie după această perioadă foarte acum, dificilă. Exact, da, au nevoie de așa ceva și consider că trebuia să încheiem într-un fel spectaculos, exact așa cum i-am învățat noi de fiecare dată. Nu vă opriți aici, proiectul va continua și anul viitor? Sau îl demarați din toamna acestui an? Îmi doresc de la anul să creștem un alt proiect pe care l-am început în urmă cu 2 ani. Este Mititel, la fel ca și pomișorii din livada noastră. Prietenii pădurii se numește. Acum 2 ani am strâns câteva tone de hârtie, iar cu bănuții pe care i-am obținut,
Am cumpărat pom fructifer pe care i-am plantat în livada din spatele școlii, am numit-o noi livada din curtea școlii. Pomișorii s-au prins, sunt mititei acum, asemenea unor copii de la clasa 1, dar sunt convinsă că peste câțiva ani vor fi mari și frumoși. Anul acesta am strâns peturi și undeva în curtea școlii puteți să vedeți o grămadă mare de peturi. În urma vânzării acestor peturi vom mai cumpăra niște pomi fructiferi și aș vrea din tot sufletul să creștem acest proiect, să-l facem și pe acesta mare, să mergem cu copiii să observăm pădurile din jurul Călărașului, să învățăm ce înseamnă să aibă grijă de natură, ce înseamnă să plantezi un pom și în felul acesta să învățăm să iubească natura. Acesta e proiectul pe care vrem să-l continuăm. Mă gândesc totuși că spațiul din curtea școlii va fi limitat, proiectul va crește, nu veți mai avea unde să plantați acest pomișor în curtea școlii și veți merge unde? Probabil să plantați păduri, exact așa cum se numește. Aveți de gând să încheiați o asociere, de exemplu, cu Ocolul Silvic sau instituțiile da, care se ocupă de... Ocolul Silvic este partenerul nostru, acum 2 ani l-am prins în proiect. Și ONG-ul Prietenii Pădurii. Ei au fost alături de noi la deschiderea proiectului acum 2 ani. Avem de gând cu Ocolul Silvic să facem activități de observare a pădurilor, a pomilor din jurul Călărașului, astfel încât să-i scoatem pe copii cât mai mult în natură. Pandemia asta ne-a învățat și lucrul acesta, că este bine să stăm cât mai mult la aer, iar curtea școlii noastre este ofertantă din punctul acesta de vedere. Îi ținem foarte mult pe copii afară, în pauză, atâta timp cât vremea ne permite și ne bucurăm de veselia lor în momentul în care aleargă prin spațiul verde. Tocmai de aceea vrem să promovăm ideea de verde. Anul acesta am mai demarat un proiect, proiectul Cambridge, l-am numit noi, alături de colega noastră de limba engleză, Ikin Ioana. Încă din septembrie a început o muncă asiduă cu elevii noștri, iar la școala care nu se închide nici măcar în weekend, am spus noi, în fiecare sâmbătă, grupele de elevi au venit și au făcut pregătire la limba engleză pentru examenul Cambridge pe care îl vor avea chiar sâmbătă aceasta pe data de 26 iunie. Comisia de la București va veni și îi va evalua pe elevii noștri și pentru că sunt peste 45 de elevi care vor participa la acest examen, am devenit și centru de pregătire Cambridge și centru de examinare Cambridge și cu siguranță acesta este doar începutul din punctul ăsta de vedere, pentru că pe mine m-au uimit acești copii de la clasa pregătitoare începând, care și-au dorit să vină în fiecare sâmbătă aici și să lucreze la limba engleză, cu toate că se întorceau tot în școala lor, ceea ce înseamnă că școala pentru ei nu reprezintă locul unde trebuie să vină și să învețe, este locul unde ei se simt bine și de fiecare dată când îi provocăm la alte și alte activități, răspund de fiecare dată prezent. Și iată că de câteva luni bune, în fiecare sâmbătă, școala noastră este deschisă, copiii se pregătesc, în momentul acesta, din câte am înțeles la doamna profesoară, sunt cu adevărat pregătiți ca să aștepte acest examen și să-l și treacă. Tocmai de aceea n-am nicio emoție pentru ziua de sâmbătă. Va fi un alt prilej să ne bucurăm de o altă activitate frumoasă care se va întâmpla în această școală. Vă urăm succes în toate proiectele pe care vi le propuneți și pe care le veți demara. Mulțumesc mult că sunteți alături de noi! Mulțumesc tare mult! Mă simt extrem de bine și de bucuros că mă aflu în mijlocul vostru, dragi copii. Și încă o dată vreau să vă spun bună ziua și să vă și aud cum răspundeți voi. Bună ziua! Bună ziua! Așa da, astăzi e o zi cu dublă semnificație. Ziua universală a ei, da? După cum ați văzut scena, frumos ați amenajat-o aici. Avem expuse și costumele noastre tradiționale, costumele populare, voi sunteți foarte frumos îmbrăcați și de asemenea încheierea unui an școlar, dar
Un lucru extrem de important. Poate cel mai important, aș spune eu, pentru că, dragi copii, este în viață, este bine să dăruim. E mult mai important să dăruim decât să primim. În momentul în care dăruim, sufletul nostru se umple de bucurie că ajutăm și ne simțim mult mai bine. Așa ați făcut și voi. De ani de zile și-a devenit o tradiție în municipiul nostru, în orașul Călăraș, ca în fiecare an să participăm la proiectul pe care l-ați inițiat și-l derulați de ani de zile, Nouă ne pasă. Frumos spus, frumos implementat până acum. Iată că astăzi încheiem proiectul Nouă ne pasă. O idee care a pornit cu ani în urmă, s-a dezvoltat și, cum vă spuneam, a devenit tradiție. Avem și invitați de onoare, a spune eu. Dați-mi voie să vă spun că alături de noi este doamna directoare Elena Dinu de la școala numărul 1 specială Călăraș. Nu doamna Alina. De asemenea, doamna manager de la Biblioteca Județeană, Alexandru Odobescu, și am văzut că voi ați vizitat Biblioteca Județeană, ați avut acolo activități. Doamna profesor Laura Munteanu. Știu că n-ai nevoie de ajutor, ești cel mai bun aici pe scenă. Aplauze pentru Ștefan Mițu, care anul acesta a fost alături de noi aici în școală și ne-a făcut zilele de marți sau de miercuri mai frumoase, copiii știu. Ștefan, sper că vom colabora în continuare, dar iată că anul acesta se încheie așa într-un mod frumos și spuneam că n-ai nevoie de ajutor, dar vreau să le aplaudăm și pe doamnele care sunt alături de noi. Doamna profesor Laura Munteanu, directorul... managerul la Biblioteca Județeană, Alexandru Dobescu. Ați văzut ce clădire frumoasă avem noi în oraș acolo? Cu tot dragul să mergeți și să iubiți cartea, da? Bravo. O avem și pe doamna director a școlii gimnaziale speciale numărul 1 Călăraș, beneficiarul proiectului nostru Nouă ne pasă. Veniți alături de noi, doamna Dorina. Aplauze, pentru că face un lucru minunat cu acei copii acolo. O avem și pe colega noastră, profesora Alina Tănase. Ea este parte din proiectul Nouă ne pasă, astăzi reprezintă și Inspectoratul Școlar Județean. Felicitări! Doamna Elena Nicolache, care s-a implicat. Elena a venit alături de noi la un moment dat pe parcursul proiectului și din momentul în care a venit Elena, proiectul a început să crească. Da, l-a băgat acolo la cuptor, l-a plămădit, ne-a dat nu doar o mână, ci două mâini de ajutor și proiectul nostru a crescut în momentul în care și ea a venit cu noi la acest drum. Când a început proiectul ăsta? Pentru că, asta vroiam să spun, drumul acesta a început în 2015, când la școala Mircea Vodă a poposit într-o zi domnul Daniel Iordăchioaie și i-a plăcut atmosfera de aici și a zis: vreau să rămân aici și să facem ceva frumos la Călăraș, și s-a născut Nouă ne pasă. În 6 ani. Intrăm la grupa... Intrăm la grupa pregătitoare, la clasa pregătitoare, sigur că da, și suntem foarte, foarte bine pregătiți. Mă uit să nu cumva să uit pe cineva. Vreau să spun că mass media călărășană, Antena 3 este acum alături de noi, întotdeauna a fost. Eu am fost în studioul lor și am mai vorbit despre acest proiect minunat al nostru. Și, bineînțeles, cei mai importanți, copiii, elevii școlii gimnaziale Mircea Vodă și cadrele acestei școli, care au muncit foarte mult ca acest proiect să se facă mare. Aplauze pentru voi! Pentru voi toți, toată stima, tot respectul. Am convingerea că de-a lungul celor 6 ani și
personalități din administrația locală, în administrația publică s-au implicat, oameni, patroni, călărășeni cu sufletul deschis, care au donat și au fost alături de aceste cauze pe care le-a spus. Această scenă ar fi fost neîncăpătoare dacă toți cei care și-au adus aportul la acest proiect ar fi fost aici. Așa cum ai spus și tu, de la cei mai mici până la cei mai mari, de la un leu până la 1.000 de lei, 2.000 de lei sau chiar mai mult, au fost bani care s-au depus în urnele acestui proiect. Și apropo de lucrul acesta, chiar am mai primit acum niște bănuți pe care o să-i pun în urna aceasta. Așa cum vă spuneam, este bine și frumos și ne bucurăm ca să dăruim, fie și un leu dacă am dăruit, este important gestul și sufletul nostru se va simți bine. Nu contează și nu are importanță suma, pentru că noi facem primul pas, iar după aceea cei din administrație, autoritățile locale sunt obligați să continue și să contribuie cu diferența pentru a duce la bun sfârșit proiectul. Așa este, este un prim pas. Cecul acesta o să-l completăm la final, pentru că noi am strâns o sumă, am strâns o sumă consistentă, dar sunt convinsă că și astăzi se vor mai strânge bănuți în urnă. Și apropo de lucrul acesta, știu că managerul Bibliotecii Județene vrea să ne spună ceva despre această continuare a proiectului. Bună ziua tuturor! Mă simt emoționată, onorată că sunt astăzi aici. Am fost alături de Alina în acest proiect și de școala gimnazială Mircea Bodă, pentru că ideea de a dărui face parte din esența noastră ca oameni. Și mi s-a părut firesc ca toți cei care am putea să dăm o mână de ajutor, să sprijinim dezvoltarea școlii speciale și a cabinetelor care sunt necesare activităților de acolo. Mi s-a părut o idee foarte bună și m-am gândit că atât cât pot, să sprijin acest proiect care mi-a plăcut foarte mult și felicit conducerea școlii și pe voi toți copii pentru implicarea în cadrul proiectului. La Biblioteca Județeană facem activități, sprijinim partea de artă, partea de cultură, dincolo de împrumutul de carte și am propus doamnei director ca în proiectele pe care noi le avem în cadrul proiectului dat din dat, să venim în sprijinul școlilor călărășene pe astfel de proiecte care să contribuie la diferite acte educaționale sau la diferite activități extracurriculare sprijinite de noi. Vă felicit, sper să vă folosească și la cât mai multe proiecte de acest tip. Pe noi ne aveți alături și nouă ne pasă. Mergere aplauze! Și nu uitați să treceți pragul Bibliotecii Județene Călăraș, unde sunteți așteptați cu tot dragul și cu niște condiții la nivel european, dragi copii, să știți lucrul acesta. Îi dăm posibilitatea și doamnei director de la Școala Gimnazială Specială să ne spună câteva cuvinte. Bine ați venit, doamna Dorina. Nu ați venit singură, o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți cine vă însoțește azi. Bună ziua! Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat. Sunt într-adevăr însoțită de un grup de elevi ai școlii gimnaziale speciale și o parte dintre cadrele didactice, doamna profesor Simona Lupu, doamna profesor Elena Anton, doamna profesor Cristina Brașoveanu, dar și doamna contabil Cristache Carmen. Vreau să... Exact, care mă va ajuta să gestionez suma pe care o vom primi eu. Vreau să vă spun că atunci când mâinile sunt apropiate cu prietenie, sufletele zâmbesc de fericire. Vă mulțumesc că vă pasă, vă mulțumesc că v-ați implicat să ne ajutați să aduceți plusul necesar pentru a asigura o educație de calitate pentru elevii noștri. Camera de stimulare senzorială este foarte necesară elevilor noștri. După cum se știe, elevii cu deficiență mentală sau cu autism au alterată capacitatea de percepție și de procesare senzorială. În acest cabinet vor lucra specialiști cu planuri de intervenție personalizată pentru fiecare elev, și aceștia vor fi stimulați să se dezvolte, să cunoască, să descopere
și va fi un plus, așa cum am spus. Vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul acordat. Cu mult, mult drag. O să mă duc acum lângă Elena, pentru că, așa cum spuneam, ea a venit din afara sistemului să ne întindă o mână prin 2017, dacă nu mă înșel, și au fost ultimele trei ediții care au arătat într-un mare fel. Am strâns atunci bani pentru centrul de transfuzii, am strâns bani pentru secția de neonatologie a Spitalului Județean. Iată că acum suntem aici cu școala gimnazială specială. Elena, care e rețeta ta? Dorință. Felicitări, dragilor, pentru față, tot veniți. Proiectul. Pentru mine, nouă nepasă, este mesajul dus către pediatria Spitalului Județean Călăraș, către incubatoarele pentru bebeluși, pentru centrul de transfuzii, pentru școala specială. Mesajul nouă nepasă, vreau să vă spun că a trecut de România, a ajuns în Europa prin mărțișoarele pe care noi le-am distribuit în rețeaua noastră. Am dus mesajul pe unde am avut ocazia în conferințele de specialitate și vreau să vă spun că la un moment dat mulți din țara asta știau de proiectul de la Călăraș. Felicitări echipei, felicitări și pentru tot ce ați făcut, pentru picturile voastre fabuloase și pentru mărțișoarele acelea meticuloase pe care le-ați lipit voi cu mânuțele voastre. Pentru tot. Nouă ne pasă. Chiar ne pasă. Mulțumim! Aplauze, doamna Elena! Mulțumesc mult, Elena! Într-adevăr, Elena a dus proiectul prin implicarea ei la un alt nivel, exact așa cum vorbeam. Am lăsat-o la final pe colega noastră. Cu Alina Tănase am plecat la drum în 2015. De anul trecut ea este la Inspectoratul Județean și vreau să o întreb cum se percep de acolo proiectele de genul acesta și cum se vede nouă nepasă așa de la nivelul respectiv. Pentru că până acum ai fost alături de noi aici, cot la cot am muncit, am lipit și am luat străzile și ușile la rând, am bătut la multe uși ca să reușim să le vindem. Da, ai dreptate, într-adevăr. De acolo, de la ISJ, noi vom fi tot timpul alături de unitățile de învățământ. Mai cu seamă, eu voi fi alături de voi, pentru că de aici am plecat acolo. Lucrurile se văd foarte bine de acolo, se vede munca voastră, a tuturor, se vede munca elevilor, care tot timpul ne-au fost alături. Dar înainte de a vedea lucrurile de acolo, eu le văd încă de aici, ca membru al echipei. Chiar vorbeam cu Elena acum 5 minute și mi-aduceam aminte de clipele frumoase, de lacrimile vărsate, de momentele alea de final, de la finalul unui spectacol în care înumăram banii să vedem cât am putut să facem, cât am muncit. Și dacă ți-aduce aminte, Alina, într-unul din spectacol, la sfârșitul unui spectacol, ți-am spus că mi s-a născut unul din finul. Da, și am plâns amândouă. Au fost momente frumoase. Chiar și de acolo, de la Inspectoratul Școlar, voi fi alături de voi. Este un lucru deosebit, acest spectacol nouă ne pasă, acest proiect nouă ne pasă și să sperăm că vom merge mulți ani împreună cu acest proiect. Chiar dacă probabil se va numi altfel la un moment dat, pentru că doamna Munteanu spunea că vom colabora și cu biblioteca și probabil va avea altă denumire. Dar vă mulțumim tuturor și să fiți alături de noi în continuare. Cu siguranță proiectul va avea viață lungă. Probabil că se vor schimba multe lucruri și se vor schimba în bine. Se va urca pe o nouă treaptă, pentru că datorită vouă, foarte mulți oameni, foarte mulți călărășeni au auzit de acest proiect, de nouă ne pasă și se vor implica. Vom continua acest proiect cu siguranță. Eu zic să lăsăm acum pe scenă pe cei cărora le place mult să stea aici pe scenă, și anume copiilor care au pregătit un scurt moment artistic și ție, Ștefan, care, da, iubești scena și scena te iubește pe tine. Mulțumesc mult, doamnelor! O să vă rog să luați loc în public.
Cine mi-a ieșit în